Într-o zi de 13 decembrie, acum 29 de ani, poetul necuvintelor Nichita Stănescu s-a stins din viață. Astăzi comemorăm 29 de ani de la trecerea în neființă a poetului Nichita Stănescu, aici, acasă, aici unde s-a născut, unde s-a format ca om și viitor poet. Ce este mai frumos decât ploieștenii să-l comemoreze pe Nichita la casa lui? Nichita aici a trăit, iar spiritul lui bănuim că este pe undeva pe deasupra casei. Cei prezenți astăzi au avut ocazia să vizioneze un film realizat de Ioan Grigorescu, intitulat sugestiv Ploieștiul lui Nichita. Raul Petrescu, viceprimarul Ploieștiului, a evocat în discursul său personalitatea marelui poet. Nichita Stănescu este cel mai important poet român după cel de-al doilea război mondial, iar poezia sa face trecerea în literatura autohtonă de la modernismul începutului de secol spre postmodernismul sfârșitului de mileniu. Putem spune că Nichita Stănescu este o personalitate marcantă a municipiului Ploiești, care trăiește încă în inimile multora prin volumele sale de poezii, care au produs o revoluție realmente în literatura română. Cred, în această direcție, că este de datoria noastră să ne aducem mereu aminte de el și să-i păstrăm amintirea vie, ca o recunoaștere pentru tot ceea ce a reprezentat îngerul blond al orașului Ploiești. Nichita Stănescu. Nichita Stănescu a fost laureat al premiului Herder și nominalizat la premiul Nobel pentru literatură în anul 1980. Scriitorul român a fost considerat de unii critici literari un poet de o amplitudine, profunzime și intensitate remarcabile, făcând parte din categoria rară a inventatorilor lingvistici și poetici.